Suntem direct pe, dânsul, da? Hai să vedem. Bună dimineața. Ascultăm. Bună dimineața. Inim calde, bună dispoziție. O dimineață frumoasă, luna se îndreaptă spre Venus și ca de fiecare dată când se întâmplă acest lucru, ne aduce tot felul de vești bune sau noi înșine idei pe care le vom pune în aplicare, astfel încât să facem viața frumoasă cu puțin celor din jurul nostru. Iată deja un sastele pentru cele 12 zodii. Berbec, poate deschideți voi poarta unei negocieri sau faceți primul pas pe o împăcare. Ați fi uimiți de rezultatul primit. Posibil să găsiți acum finanțare pentru studii, pentru documentare, pentru o carte pe care ați vrea să o vedeți publicată sau pentru cine știe ce alte nevoi. Taur, vă hotărâți poate să puneți degetul pe rană sau să vă arătați nemulțumirile față de o situație, o relație și veniți și voi, bineînțeles, cu propuneri și cu idei. Se poate să vi se prescrie acum remediul sau tratamentul cu care veți merge la sigur într-o problemă de sănătate. Gemeni. O zi mai agitată, cu destule provocări pentru voi. Și tocmai din nevoie sau din grabă, se poate să folosiți acum niște soluții la care apelați mai rar. După ce vă bucurați de rezultate, vă gândiți, evident, să le dezvoltați, să le folosiți pe o, o scară mai largă în viitor. Rac. Mulțumire, satisfacție, o stare de bine. În urma reluării unei relații sau după ce scăpați de o piată de pe inimă, regăsiți un lucru pe care îl rătăciserăți. Copiii par să fie în centrul atenției voastre în aceste zile și vă surprind cu un talent, cu o înclinație, cu o dorință specială. Leu, posibil să pătrundeți înțelepciunea unor vorbe de demult ale părinților sau ale bunicilor voștri sau doar vă bucurați amintindu-vă de ele. Zile faste pentru cei care se pregătesc de lucrări, de teze, de examene sau pur și simplu vor să se inițieze într-un domeniu al cunoașterii. Fecioară, există riscul să vă pripiți, să trageți niște concluzii fără prea mare legătură cu realitatea. Merită să mai așteptați. Chestiuni ce țin de birocrație par să aibă succes astăzi. Economisiți timp, întrețineți niște relații, îi faci aproape toate lucrurile care sunt pe listă. Balanță. Un răspuns de la un angajator, un semn de viață de la cineva drag vouă. Tot felul de întâmplări vă fac dimineața frumoasă. Vă faceți poate un plan de bătaie pentru o serie de cheltuieli sau de investiții, astfel încât să fiți mulțumiți și de calitate și de preț. Scorpion, după o perioadă de așteptare și de griji, de emoții, apar dintr-o dată vești, oferte, răspunsuri. Se poate să faceți o alegere importantă acum, bazându-vă ca de obicei pe ce vă spune inima și veți ține de această alegere până când veți obține rezultatul dorit. Săgetător, posibil să primiți acum o ofertă care vă întrece toate așteptările și vă veți da acordul fără să mai stați pe gânduri. Dar tot se pare că veți scăpa de niște griji, ar fi momentul potrivit să vă preocupați de calitatea, de durata somnului, ca să vă recuperați energia pentru noile proiecte. Capricorn. Un moment favorabil în carieră, o întâlnire cu efect imediat, oficializarea unei promisiuni care vi s-a făcut, semnarea unui contract. Posibil să apară și acele sume care vă permit să echilibrați un buget, să continuați o investiție pe termen mai lung. Vărsător, un vârf în activitatea voastră profesională, încununarea unor eforturi depuse în luni și ani. Aflați poate că vă duc dorul rude ale partenerului de viață. Primiți o invitație să vă reîntâlniți cu toții și să petreceți ca altă dată. Pești. Se poate să faceți acum un plasament bancar sau financiar sau poate că dați avansul pentru o casă, garanția pentru un proiect. Zile interesante pentru voi, tot felul de întâmplări trăite de voi sau care vă sunt povestite, vă pun pe gânduri și vă aprind imaginația. Să avem o zi bună! Mulțumim, vă mulțumim foarte mult, la fel vă dorim și dumneavoastră o zi excelentă. Intrăm rapid și pe spynews.ro pentru că și în această dimineață regăsim acolo horoscopul complet. Pentru fiecare zodie în parte așadar, horoscopul zilei de 6 noiembrie, zi plină de provocări pentru nativii săgetători. Dar mai multe despre fiecare zodie în parte direct de pe spynews.ro. Deci astăzi ești pusă sub semnul provocării, se da, pare. Da, sunt pusă sub semnul provocării, dar nu numai eu, ci și Zizica.